Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint bine ați revenit la Out of the Box. Eu sunt Cătălin Striblea, alături de mine invitatul meu permanent, Loran Balint, Boții, om de publicitate. Salutare, Boții! Salut! Subiectul de astăzi e greu și pătimaș pentru foarte mulți români, mai ales politicieni și pentru oameni care sunt uh, pasionați de istorie, să spunem așa. Uh, este vorba despre o statuie a lui Mircea Vulcănescu, uh, om care este uh, prezent în istoria, dar și uh, literatura din România, să spunem așa, și este apreciat, dar care, potrivit legilor statului român, funcționează ca, sau apare ca o persoană care a făcut parte din aparatul de propagandă nazistă, uh, legionară poate mai puțin, dar în orice caz potrivit legii, statuile lui sau ale altora ca el sunt interzise. E, a existat o dezbatere, prezint mai pe la cazul uh -huh. acum pentru e cine, pentru că e nevoie. A existat o dezbatere la primăria Consiliului la primăria Sectorului 2. În Sectorul 2 există o statuie și trebuia votată înlăturarea statuiei potrivit legii. dezbaterea s-a finalizat fără rezultate concrete, nu a existat voturile necesare, deși Legea spune clar că, ele, că aceste statui trebuie înlăturate. A existat o poziție vehementă din partea unor partide politice precum AUR și o abținere din partea PSD-ului, dar sunt și alte personalități sau oameni publici care s-au exprimat într-un sens sau într-altul legat de uh, chestiunea asta. Deocamdată nu s-a întâmplat nimic. Uh -huh. uh, nu discutăm neapărat cazul Vulcănescu. Uh, discutăm, însă, modul în care societatea trebuie să-și privească statuile. Asta îți propun astăzi. Modul în care societatea trebuie să-și privească statuile, dar eu aș mai adăuga un subiect un pic, pentru că, în momentul în care am auzit uh, știrea aceasta și am urmărit un pic, uh, sunt, de fapt, două lucruri. Unul este legat de statuile, și al doilea este despre continuarea acestui fenomen care ne afectează, pe care eu am zis că unde e lege, este tocmeală. Adică, în România, din ce în ce mai puțin, dar totuși persistă situația asta în care, deși legea este clară, ne tocmim. Adică, vorba care era unde legea nu-i tocmeală, este întoarsă în cap. Unde legea este tocmeală, chiar și autoritățile, în fața unei legi foarte clare, se tocmesc. Ceea ce pare foarte ciudat. Adică, care sunt așteptările atunci la nivelul populației să respecte legile și să... Avem o societate funcțională. Adică, potrivit legii, deși omul vulcănescu este o celebritate, da? este filolog, publicist, profesor, economist, el, potrivit legii, a fost membru al guvernului Antonescu și atunci legea nu, nu distinge între calitățile sale umane sau de altă natură. Spune, domnule, trebuie doar aplicată. Și acum, dacă noi în continuare o să ne tocmim pe fiecare lege și tot, nu este de mirare faptul că oamenii tot timpul simt că dacă au un sistem de relații, dacă reușesc să se mai descurce, dacă vorbesc cu primarul, dacă cineva știe pe președintele Consiliului Județean sau cineva, băi, hai că poate rezolvăm, hai că poate o facem. Și este acest uh, spiral în care ne învârtim de o mulțime de decenii, încă de fapt de o viață, dacă ne uităm la România în istorie, în care tot timpul ne putem tocmi, putem să facem, să întoarcem lucrurile. Ca să înțeleagă toată lumea, nu e doar vorba de o chestiune în care, să zice Mircea Vulcănescu a fost membru al unui guvern, el este acuzat de extremă dreaptă, xenofobie și antisemitism. Da? Astea sunt acuzele, la modul general, multă lume le respinge. Da? Și acum vine întrebarea. Sigur că noi tocmim această lege ținând cont de personalitatea da. celui în cauză, că așa se întâmplă. Da, e o personalitate mare și tocmim această lege la modul general însă Loran Balint, pot popoarele societățile să-și dărâme statuile? Că nu e o temă care apare doar la noi, e o temă pe care o întâlnim în ultimii ani în Statele Unite în Anglia, în Ucraina nu mai zic în ultima și, vreme și nu degeaba, pentru că statuile au un statut special adică, dacă stau doar așa și mă gândesc un pic cât părinți nu zic, mama mea câte sacrificii fac eu pentru copiii mei și așa și nimeni nu o să-mi ridice statuie da, corect. Deci avem în limbajul popular, de ce statuie, De ce nimeni nu o să-mi picteze un tablou, un portret uh, al meu? Pentru că statuile dau așa o senzație de perentate. Ele vor fi pentru totdeauna. Că adică ai senzația că făcându-i cuiva statuie este recunoașterea maximă a lucrurilor pentru care, uh, care îl reprezintă pe el și faptul că vor dăinui în timp. Or Iar e... Tu spui că statuile n-ar trebui să fie pentru totdeauna? Păi nu spun eu neapărat, dar ne uităm în jur și ne uităm la ce se întâmplă în istorie și nu doar în ultimii ani. Societățile evoluează, valorile se schimbă, ceea ce definește o societate și un moment din istorie este diferit astăzi de cum era acum 50 de ani, de cum era acum 100 de ani, cum era acum 200 de ani, cu câtă bucurie n-am dat jos noi statuile lui Lenin și al altor conducători sovietici care împânzeau România. În București exista o statuie a lui Lenin în fața casei presei. Da. Dumnezeu știe pe unde mai e. pusă într-o curte la rea PPS, din câte știu eu, dar ea nu mai este erectă, ridicată pe... Locul ei, cred că trebuie să fie într-un muzeu. Lenin este un personaj istoric, ar trebui să existe și să existe povestea lui și oamenii să o înțeleagă cu răutățile pe care le-a făcut și cu, lucruri, și cu toate lucrurile care îl definesc. Deci nu sunt neapărat adeptul ideii de a distruge statuile, dar întrebarea este statuia și are loc într-un spațiu permanent sau nu? Și asta este o dezbatere pe care ar trebui să o avem ca societate. Ce reprezintă statuia și cât, câte dintre statui își mai găsesc astăzi locul în societatea românească? Da, asta nu e, nu e o discuție care se poartă doar la noi. De exemplu, în Statele Unite sunt discuții despre statuile unor personalități confederate, să spunem, da? uh -huh. Adică unor personalități care au fost proprietari de sclavi sau au susținut sclavia. Au fost întrebări legate și de George Washington, nu, la rândul proprietar de sclavi. Și atunci societatea a 200, mai bine de 200 de ani mai târziu vine să întrebăm merită oamenii ăștia să fie un simbol pentru lumea actuală Este mai mult de oameni aceștia sunt aceștia un simbol pentru lumea actuală Adică sunt un simbol pentru lumea actuală oamenii aceștia Asta este întrebarea și aici este discuția legată de fiecare dintre statuile care există în lumea aceasta Și care mie mi se pare o discuție normală pentru că societatea evoluează și este sănătos să revezi lucrurile care te definesc Adică, tu ai face o listă din când în când cu un număr de statui care să fie supuse reevalorii? Acum, exact mecanismul da. în care să o facem este irrelevant. Ce cred eu că este important este să ne asumăm faptul că, periodic, trebuie să ne reuităm un pic la ce înseamnă societatea noastră și lucrurile pe care le avem ca simboluri în societate. Statuile fiind unul dintre acestea. Bun. Și îți mai dau un exemplu statuie Caterinei cea mare, da? Sau cele și, mari. Și tu da? ai ezitat așa la cea mare. Da. De ce am ezitat? Am ezitat că, na, pentru ea este o statuie de la Odessa, din uh -huh. Ucraina. Acolo cred că a fost înlăturată sau urmează da, să A fost fie... înlăturată în urmă cu câteva săptămâni sau zile în care și apoi ucrainenii în conversațiile pe care aveau chiar punctau, nu e greu să zicem că e Caterina cea mare, ținând cont de lucrurile pe care le-a făcut pe teritoriul nostru și modul în care a tratat diferite populații uh, existente totuși, în timpul ei. Dar totuși o bucată de vreme au acceptat-o. Zeci de ani. A fost relevantă pentru cultura din societatea ucraineană la momentul respectiv sau pentru cultura care predomina în societatea uh, lor. Și a, astăzi nu mai acceptăm uh, sau nu mai acceptă ei. Asta e ideea din cauza, din cauza războiului. Uh, Bine, există și fenomenul invers, nu? adică sunt și statui noi ridicate cu un semn de întrebare, cel puțin pentru noi. Uh -huh. Și tu aici ai cazul Ungariei, da? Da, unde în ultimii ani de zile o mulțime de localități din Ungaria au ridicat statui al lui Horti. Miklos Horti, dictatorul fascist maghiar, care pentru noi înseamnă o nenorocire pentru români. Da? Iată. Asasinate și așa mai departe. De ce deci cum face? Noi știm ce climat politic e în Ungaria în momentul ăsta și putem să obținem o. Explicăție. Aici justificarea lor fiind că a făcut multe lucruri bune pentru Ungaria, că a construit universitate, că a făcut un guvern stabil și că a încercat să protejeze populația până la un moment în care n-am mai putut și Germania a intervenit peste și au apărut o mulțime de abuzuri. Dar e foarte interesant să ne echipuim că ești în vacanță în Ungaria cu copii și la da, nenea care are statuia acolo cine este? Păi este nenea Horti. Și dintr-o dată cei care sunt împotriva dărâmării statuilor s-ar putea să aibă o altă perspectivă. Da, să vezi să lucrurile altfel. Să zic, mă, stai așa, că poate nu e Atât de rău gândul ăsta în care nu oricine merită statuie și nu orice statuie merită să fie uh, pentru totdeauna la locul ei. Și apropiindu-ne de final, vă lăsăm și o controversă la care să vă gândiți. Sigur. Le facem statuie celor care au inventat vaccinurile împotriva COVID-ului? Da. <laughs> și le facem pe persoană sau le facem pe grup, pe comunitate? Adică faci doar pentru vaccinurile Pfizer sau faci pentru toate vaccinurile folosite Iată. și pentru AstraZeneca, pentru cercetători și Cine trebuie să decidă și cine trebuie să... Deci subiectul statuilor nu este un subiect simplu și s-ar putea chiar să merită o dezbatere dacă merită să avem statui sau nu și să ne limităm la sculpturi ale unor personalități care să stea la muzeu și care să fie opere de artă și să nu mai punem lucruri cu statutul de pentru vecie. Nu e neapărat că trebuie să tragem o linie, dar sigur că lumea se va mira când aude lucrurile astea. Dar uite... Vorbim despre statui, statui din trecut, dar și statui pe care am trebui să le construim astăzi. Cine ar merita astăzi statuie în societatea românească construită de autorități? Nu mă refer de o inițiativă privată sau tot. Cine, ar, cine merita? ar merita astăzi și cum am decide și cum am reușit să ajungem la unanimitate în societatea românească pe cei care merită să aibă statuie? Nu știu cine ar merita, dar știu cine cere și dacă vrei analizăm cazul. Ilie Năstase. Da, uite că am căzut da. într-un cuvânt. Ilie Năstase și-a cerut statuie. Bun. și face o statuie lui Ilie Năstase? Aici va fi decizia societății. Eu aș sugera o întrebare. Statuia lui Ilie Năstase care să reprezinte pe Ilie Năstase în ce perioadă a vieții lui? Ca jucător. Păi e ca veșnicie, nu? Adică o statuie asta arată veșnicia. Pentru că Ilie Năstase are două segmente vieți. de vie, două da, vieți exact. Da. Are viața de sportiv și viața... De După uh, sportivul numărul unu, în tenisul mondial, un sportiv cu mare anvergură, cu o voce care era foarte puternică și în societatea românească și în societatea mondială, întrebarea este, îi facem statuie pentru ce a făcut pe terenul de tenis sau pentru ce a făcut după ce... Nu mai fost tenismeni. Știm ce face Elie Năstase astăzi. Eu, tu ce concluzie ai trage? Dacă ai fi pus să votezi, dacă ai fi consilier local? Aș, aș lua în tot. calcul statuie pentru sportivul, cel care a fost pentru prim, primul, numărul unu în lume, dar aș avea mari dubii legate de cea de-a doua a carieră pe care Și nu pot o trebui să o tot să votezi. Te împing până la capăt. Uh, probabil că aș vota să-i facem o statuie tenismenului, cu racheta de tenis în mână, la 19 ani, cu pletele în vânt. Aha, ok. Care deci ar fi, ar fi sim... practic, simbolistică ar fi legată de ce a făcut pe terenul de tenis și performanțele sportive. Ok, nu te mai întreba acum de Simona Halep, că are probleme, nu știm, la data la care difuzăm noi episodul ăsta, dacă sunt rezolvate sau nu, dar pot să existe și discuția legată de statuia Simonei Halep sau a lui Gheorghe Hagi. Aici cred că nu e o discuție, o discuție mai simplă. Aici nu e. Asta Aici nu e. e o discuție foarte simplă legată de Gheorghe Hagi. Dar dintre politicieni. Care Gheorghe Hagi s-ar putea să fie în ipostaza în care să aibă două statui? Statuia de jucător și statuia din a doua carieră de formator de jucători. Așteptăm, sperăm să ne dea următorii Hagi ai României și atunci o să aibă două statui. Bine, nu te întreb dintre politicieni sau ai vreo sugestie de om de nu, societate? Nu, dar am avut niște conversații în trecut legate de defilarea de 1 decembrie și foarte mulți oameni supărați de ce defilează armata româniei da. și a apărut în discuția trei să defileze și personalitățile româniei contemporane, personalitățile contemporane. Cine? Exact, adică <laughs> și cum ajungem să, fie, să nu fie huiduiți unii sau alții astfel încât în toate conversațiile pe care le-am avut n-am ajuns la nicio concluzie cum am putea, care ar fi mecanismul prin care... Am putea să alegem cine să defileze, cine merită să defileze sub arcul de triumf? Trebuie să decidă Băsescu, Iohannis, Iliescu, cine ar trebui să decidă, cine uh, Dăncilă. Dar te întreb sau... altfel, da. te întreb altfel. Uh, merită uh, militarii sau armata actuală poate trece pe sub arcul de triumf? Merită să treacă pe da. sub arcul de triumf. Suntem o societate care funcționează și datorită lucrurilor pe care le fac ei și le fac bine. Multă lume s-a întrebat care e fapta de eroism. Eu am spus faptul că unii dintre ei merg în Afganistan sau au mers vreme de 20 de ani în Afganistan și că sunt oameni care au murit acolo, e, un, e absolut suficient ca să poți să treci prin zona și sunt tradiții care merită continuate. Totuși tradiția a fost că armata să defileze pe sub Arcul de Triunf. Da, mai greu de înțeles și cu asta încheiem aici, sunt protestele care își permit să treacă pe sub Arcul de Triunf, căci am văzut așa ceva și în România, oricât de interesant sau de îndreptățit ar fi un protest, cred că protestatarii nu au ce să caute pe sub Arcul de Triunf, părerea mea că mai e mult până departe ca să zicem așa dacă mai e adăug, de adăugat, adaug acum dacă nu, săptămâna viitoare uităm la statuia lui Ceaușescu, cum ar fi, da, că e săptămâna Și la aia. tradițiile. Și la tradiții, Continuarea da. Tradiților. Știți că da, că a venit, vine multă lume și zice, ne distrug ăștia, capitaliștii și europenii și americanii, ne distrug tradițiile. Și am zis, oare? Hai să vedem. Mulțumim, spor la treaba. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.